Doamna Vartic, vă rog să-mi spuneți ce s-a întâmplat ieri. Mi-ați scris mesaj despre copilul dumneavoastră. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce s-a întâmplat? Suntem acum reanimare, suntem afară. Aici au avut convulsii cum e. Au avut 2 ani în urmă. De 2 ani n-am știut nimic ce înseamnă asta. Adică era permanent liniștit, noi vedem medicamente, dar e că ieri eu stat rău și am chemat să vadă și stăm reanimare acum. Asta are legătură cu vizita polițiștilor? Da, da, chem unul, tu, e tot un copil liniștit. Până două spune, tata, nu ieși în lucrat, nu ieși nicăieri, că să vie poliția și ei. Să vie poliția și ei și am vorbit cu medicul și medicul spune cu tata să fim, să-i punem la evidență la codru, la neurolog. E foarte nervos, pară foarte, este numai pe medicamente de astea care se odisească. Gata, pe aici tot. Dar copiii erau în cameră atunci când a venit... Da, aici era în cameră, 3 copii erau acasă, 3 erau la școală. Și anume Taisia, care acum au nimerit în spital, era acasă, a văzut tot. Eu m-am zis prea să-și vorbești, nu trece ușa nimeni, să vină tata să stai cu dânsa aici. Dar cine a stricat? Cine a stricat ușa? Ușa a stricat polițiștii care au venit, câți erau, e vreo 20 câți erau, a stricat cu toporul 2 uși. Deci poliția când a venit acasă la voi a stricat ușile cu toporul? Da, cu toporul a stricat ușile și fetița atât a văzut. Eu țineam în brațe, plângea cu lăcrimi. Ați depus o plângere la poliție pe faptul ăsta? Faptul ăsta n-a dat să depunem plângere, de atât cu băietul ieri am fost eu cu auz, am fost în trecut aparat și trebuie să-l pun și pe dânsul în spital. Și dacă pe aici este atrău, de-am adică cu dânsul și n-am reușit. Eu una singur, dacă l-a dat, i-a dat arestul comiciliu, nu reușesc singur și acolo și acolo. Am înțeles. Ce vreți să faceți? Ce o să faceți mai departe cu situația asta? Mai departe numai decât cum ne externează acasă, le punem o cerere la poliție. Ne zic o să stăm cu domnul Vitali ce facem mai departe. Că nu mai știm de ce să facem de chiar când ne-am stat la geam. Dacă și copiii vorbesc, nu vii poliția să vii serios. Am înțeles, doamnă. Aveți grijă de copil și să ne țineți la curent mai departe ce probleme se mai întâmplă la voi. Bine, eu spus că dacă copilul a fi tot normal, a fi liniștească, de acum mâine poate fi trasieră infecție, dar încă nu au niciun rezultat, încă până ce nu poate să-mi spui nimic, chiar acum, sunt curătoare. Mulțumim, vorbim curând. Da, bine. Așa au avut loc arestările. În casa familiei Vartic, în prezența celor 6 copii. Iată, Radu Vartic îi dus desculț, cu mâinile la spate ca pe un infractor. Poliția Republicii Moldova, care vine și se comportă ca mafia, ca NKVD-ul.